O prostituată româncă a fost acuzată de vătămare materială și vătămare corporală de către un client. Acesta a dezvoltat pentru româncă sentimente care depășeau cu mult ceea ce se putea cumpăra. Cu toate acestea, romantismul s-a terminat prost. Conform știri diaspora.ro, când mașina de lux neagră a bărbatului a fost decorată cu zgârieturi noaptea, acesta a găsit-o pe româncă drept făptuitor. Până la urmă a văzut-o de pe balcon. Era la 300 de metri, susține avocatul apărării. Prostituata româncă a fost acuzată de vătămare materială și vătămare corporală de un client. În timpul căsătoriei, clientul a dezvoltat pentru româncă sentimente care depășeau cu mult ceea ce se putea cumpăra. Cu toate acestea, romantismul s-a terminat prost. Polițiștii chemați în instanță ca martori nu știau la acea vreme nimic despre vreo femeie care să-i fi zgâriat mașina. De asemenea, nu au existat decât contradicții în legătură cu asaltul. Cer dreptate, a spus românca. A fost emisă o achitare clară. Clientul ar fi ieșit probabil mai ieftin cu reparația deteriorării vopselei de pe mașină. Soția sa a luat la cunoștință de relație prin litigiu, iar divorțul a fost cu siguranță mai scump, conform știri diaspora.ro.